Uriașa paradă programată pentru 9 mai în Piața Roșie va fi un eșec răsunător dacă până atunci Federația Rusă nu obține o victorie decisivă pe frontul din Ucraina. O victorie decisivă ar fi ocuparea integrală a Donbasului, fără a mai exista pe teritoriul acestei regiuni. Aparținând Ucrainei, vreo rezistență ucraineană. Acest lucru este oare posibil? Eu cred că nu. Eu cred că pentru a se ajunge la un asemenea rezultat, Federația Rusă va trebui să forțeze la limită nota și să utilizeze o lovitură sau mai multe lovituri nucleare tactice.